Bună ziua, stimați prieteni, vă invităm la cea de-a 66-a ediție Analizelor Economice, un proiect comun IDIS Viitorul privesc eu, IDIS Viitorul și privesc eu. Celelalte ediții și inclusiv această ediție ne puteți urmări pe pagina noastră oficială, inclusiv pagina mea ioniță.md. Astăzi vreau să vorbim despre piața cardurilor bancare, despre plățile care le fac cetățenii noștri, volumul acestei piețe, precum și multe alte detalii. Pentru ca să nu utilizeze fiecare dată datele de unde și pentru ce perioadă am luat-o, este valoarea anuală a tranzacțiilor la situația din primul trimestru, când avem datele oficiale. Deci, când voi spune că piața a ajuns 120 de miliarde de lei, vorbim pentru datele care le avem la momentul dat. Totodată, în analiza pe care astăzi voi prezenta, pe lângă datele care ne sunt furnizate de către Banca Națională și dumneavoastră puteți găsi pe pagina Băncii Naționale, eu le dau într-un format pur și simplu mai înțeles pentru publicul larg, vom folosi și anumite estimări bazate pe sondajele care le face IDIS Viitorul legate de plățile cu cardul, plățile în procurările online. Acest sondaj, noi deja am realizat două sondaje, datele nu diferă foarte mult unul de la altul, poate într-un viitor apropiat vom mai realiza unul. Aceste sondaje ne permite ca să facem o măsurare mai completă a pieței, veți vedea cât se deosebește piața oficială, observată, comparativ cu piața reală și avem o parte considerabilă de economie neobservată. Astăzi vom vorbi pe lângă plățile care le avem noi, inclusiv procurări de bunuri care le facem noi, cum le achităm noi, toate lucrurile acestea ne va permite ca să înțelegem mai clar care este evoluția acestei pieți, iar într-un viitor apropiat poate chiar vom veni și cu anumite recomandări mai specifice și trebuie să facă autoritățile ca piața noastră să vină cât de cât pe o dimensiune observată, nu vorbesc nimic mijlocit ca să fie impozitată, dar cel puțin să cunoaștem ce se întâmplă în piața noastră. Piața bancară sau piața cardurilor bancare în Republica Moldova crește foarte dinamic și a ajuns la 120 de miliarde de lei. Deci, în total, tot ce înseamnă achitările cu cardul în Republica Moldova sunt 120 de miliarde de lei. Ca să vă fie clar despre ce vorbim noi, această piață este în mare parte împărțită în trei grupi de tranzacții. Prima sunt cardurile bancare care sunt emise în Republica Moldova și pe care cetățenii Republicii Moldova fac achitări în țara noastră. Volumul tranzacțiilor anuale între cetățenii noștri a ajuns la 98 de miliarde de lei sau 82% din totalul tranzacțiilor. O altă componentă importantă este cardurile emise din Republica Moldova care îți fac tranzacții peste hotare. În total, cetățenii noștri fac tranzacții din încă 9 miliarde de lei. În total avem 98 plus 9, avem 107 miliarde de lei, volumul total de tranzacții pe care le fac cetățenii noștri atât în țară cât peste hotare, 98 de miliarde de lei în țară sau 90% și 9 miliarde peste hotare. În afară de aceasta, mai avem și carduri străine care sunt tranzacționate în Republica Moldova. În cazul dat, noi vorbim despre 12,35 miliarde de lei. Este suma de bani pe care străinii o utilizează în Republica Moldova. Deci, în total, cetățenii moldoveni care cheltuie în țară, cetățenii moldoveni peste hotare, străinii care cheltuie în Moldova, în total avem 120 de miliarde de lei. Apropo, vreau să fac aici o mică paranteză. Din aceste 12,5 miliarde de lei pe care străinii cheltuie în Moldova, circa 2,5 miliarde de lei sunt tot moldovenii noștri care au carduri străinii pe care cheltuie Moldova. Din acest motiv, estimăm că real străinii cheltuie Moldova maxim 10 miliarde de lei, restul sunt tot cetățenii Republicii Moldova care primesc într-o așa o formă mai specifică bani de la rudele lor peste hotare, 2 miliarde jumătate de lei. Din acest motiv am putea spune că 110 miliarde de lei sunt în realitate volumul de bani pe care cetățenii noștri îi utilizează cu cardurile bancare. Dacă ne uităm operațiunile cu cardurile moldovenești în interiorul țării. Acesta este important din ce cauză. Cetățenii care merg peste hotare, este clar, cheltuie acolo banii la hotel, la restaurante, unde mai cheltuie, nu sunt foarte multe, sunt 9 miliarde lei. Nu că nu e mult, 9 miliarde lei tot e mult, dar suma de bază sau realitatea, relația moldoveanului cu cardul este legată de ce fac cetățenii noștri cu cardul aici în țară. Dacă ne uităm atent, volumul tranzacțiilor este de 98,8 sau aproape 100 de miliarde de lei, dintre care 72 de miliarde de lei sunt scoaterea numerarului, retragerea numerarului și aproape 27 de miliarde de lei sunt achitările cu cardul. Aici vreau să spun un lucru foarte interesant.
Până în anul 2010, practic, achitările cu cardul în Republica Moldova erau lipsă. Deci 97% din toți banii pe care cetățenii noștri primeau pe carduri, ei fugeau repede de la bancă și scoteau pentru înumerar. Practic, cardul nu era altceva, era casierul întreprinderii și lucrul acesta a fost, de fapt, nu până în 2010, dar cam până în 2015, atunci 6% doar. În prezent, 27% din toți banii pe care cetățenii noștri primesc pe carduri, el deja nu-i scoate. El îi ține pe carduri și merge și face achitările. Altfel spus, noi în prezent, destul de puternic, învățăm arta aceasta de a face achitările cu carduri și în prezent, 1 din 4 lei deja sunt sub formă de achitări, crește foarte rapid tendința. Practic, în prezent, oamenii care merg și scot bani pentru a face achitările numerar scade constant și la urmă vă mai da o propunere care cred că dacă ne vom gândi cum să implementăm, la noi banii în numerar nici nu vom avea nevoie de ei, oamenii vor utiliza cardul, cu atât mai mult că acum sunt atâtea tehnici moderne, că noi în principiu putem să ne lămurim. Dar aceste 27 de miliarde lei sunt achitări în țară. Să nu uităm că cetățenii noștri achită și peste hotare. De aceea am vrut să văd care este volumul tranzacțiilor cu cardul sau achitările cu cardul ale cetățenilor noștri. Am luat ca referință anul 2010. În anul 2010, cetățenii noștri doar 1 miliard de lei le-au făcut achitări cu cardul. În acest an am ajuns la 35 de miliarde lei. În 11 ani sau 12 ani de zile, creșterea tranzacțiilor cu cardul a crescut de 35 de ori. Deci dacă în 2010, practic, cetățenii noștri în absolut toate tranzacțiile făceam numerar, în prezent vedem că noi avem deja 35 de miliarde de lei din totalul procurărilor care le fac cetățenii noștri, 35 de miliarde de lei le fac cu card. Până în anul 2016, cel mai multe tranzacții cu cardul sau plăți cu cardul, cetățenii noștri le făceau peste hotare. Deci oamenii noștri, în principiu, cei care au început să utilizeze cardul, care era în volume foarte micuți, erau cei care mergeau peste hotare și au observat comoditatea de a achita carduri. Evident, ăștia erau oameni cu mult mai bogați, ăștia erau oameni cu venituri ridicate, pentru ei cardul deja era o normă. După 2016, avem un fenomen foarte puternic de creșterea volumului de tranzacții cu cardul în țară. Dacă până în 2016 dominau plățile peste hotare, în prezent 76% sau 3 din 4 lei pe care cetățeanul nostru îi plătește cu cardul, îi plătește în interiorul țării. Această creștere puternică a plăților card în Republica Moldova, din păcate, și aici spun anume, din păcate, acum și-o vine mai târziu, nu se datorează faptului că noi ne-am învățat a procura bunuri. Cu părere de rău, bunurile la noi până ce nu sunt plătiți cu cardul. Aceste tranzacții cu cardul pe care noi le facem în interiorul țării care au crescut este legată de plățile pentru servicii, facturile, impozitele, deci toată, cum mai folosim noi, e-banking sau deci plățile acestea cu pentru plata facturilor. Bunurile noi, din păcate, până ce tot le procurăm în stil vechi, atunci când vine curierul acasă și îi dau banii în mână. De aceasta noi, piața online în Republica Moldova este cu mult mai mare, iar plățile cu card au crescut în special datorită plăților acestea pentru facturi. Peste hotarele țării. Dacă ne uităm atent, cetățenii noștri peste hotarele țării în anul 2010 au cheltuit mai puțin de 1 miliard de lei, în 2022 deja am ajuns la 9 miliarde de lei sau o creștere de 10 ori. Am avut o scădere puternică în anul 2020 din simplu motiv că am avut pandemie și de la 7,5 am ajuns la 6,1, dar în prezent, în principiu, 9 miliarde de lei anual cetățenii noștri îi cheltuie cu cardul peste hotarele țării. Care este piața online în Republica Moldova? Deci, după cum am vorbit, noi avem 120 de miliarde de lei cheltuieli cu cardul, încă domină scoaterea numerarului, dar deja 27% din toate plățile care se fac în interiorul țării se fac cu cardul și doar crește cât mai mult plata cu cardul și scoaterea numerarului, dar haideți să ne uităm totuși piața online în Republica Moldova, cât este de mare, cât procură cetățenii noștri. Noi estimăm astăzi piața online din Republica Moldova la 25 de miliarde de lei. Cum este ea împărțită?
Deci prima sunt plățile efectuate de moldoveni în Moldova, 7,39 miliarde lei. Doi, plățile efectuate de moldoveni de străini în Moldova, 1,2 miliarde lei. Plățile efectuate de moldoveni peste hotare, 5,5 miliarde lei. Și procurările din țară cu plata numerar, 10,6 miliarde lei. Dacă observați, cea mai mare parte, cea mai mare piață este procurările care le fac cetățenii noștri în țară și fac achitările în numerar sau când vine curierul, el îi plătește anumit sub de bani. De aceea, din plățile cu card, o parte sunt nu achitările la magazin, dar numai achitările când vine curierul acasă. Practic, dacă să ne uităm atent, cea mai mare parte din bunurile care le, plățile din țara noastră care le fac cetățenii noștri, totul sunt, deja este important curierul acasă. Peste hotar, dacă observați, 5,5 miliarde lei. Iar în țară, 7,39. Cea mai mare parte din țară sunt totuși plata facturilor. Bunurile procurate în țară cu cardul sunt cu mult mai mici. Ne uităm la următorul grafic. Care totuși este piața online din Republica Moldova cu achitările online? Dacă ne uităm atent, piața online a ajuns la 9 miliarde lei, dintre care cetățenii Republicii Moldova cumpără online 7,39 miliarde lei, iar străinii 1,32. Presupun că o parte destul de mare dintre străini care aveam aici sunt toți cetățenii noștri care folosesc cardul străin. Haideți să ne uităm care sunt plățile online făcute de către cetățenii noștri după destinație. Din suma totală de 13,3 miliarde lei pe care avem noi în prezent cheltuieli, dacă observați, bunuri și servicii procurate peste hotare domină cu 5,5 miliarde, 2, bunurile și serviciile procurate din țară sunt la doar 2,2 miliarde lei. Nu trebuie să vă gândiți că cetățenii noștri din țară procură cu mult mai puțin decât de peste hotare. Acum și veți vedea că ei procură de peste hotare destul de mult, însă aceste din țară procură destul de mult, însă aceste achitări nu le fac prin online. Deci online, practic, la noi cetățenii noștri, în prezent, achită în țară 2,2 miliarde lei. Alte 5,7 miliarde lei sau suma de bază pe care cetățeanul nostru o face online este pentru banking-ul din țară. Deci, practic, din acele 7,7 miliarde lei, majoritatea absolută sau 80% sunt prin plata facturilor. Alte bunuri servicii, practic, nu se cumpără. Dacă comparăm cu psihotare, este mult mai mult. Da. Am vrut să văd care este totuși volumul de bunuri procurate din țara noastră de către cetățeni și după forma de achitare. Estimăm când în prezent cetățenii noștri procură online bunuri în volum de 14 miliarde lei. Din aceste 14 miliarde de lei, 3,4 miliarde sunt achitările online. Și aici intră achitările cetățenilor din Republica Moldova, plus cetățenii străini care tot procură din Moldova. Iar 10,6 miliarde lei sunt achitările numerar când vine curierul sau achitarea cu cardul care tot a noștri privesc ca numerar când vine curierul. Practic, din suma totală de 14 miliarde lei, mai puțin de ceva mai mult de 20% sunt achitările propriu-zis online. Restul se face în numerar. Tot ce trebuie să ne gândim noi, cum să educăm cetățenii noștri că atunci când faci o procurare online, să o facă, de fapt, cu achitarea automată, să nu facă numerar. La noi, până ce încă domină, achitarea numerar. Chiar dacă el face o comandă online, el achită numerar. Uitându-ne cum evoluează piața noastră, putem să facem următoarele concluzii. În prezent, asistăm la o creștere puternică a tot ce înseamnă achitările cu cardul. Piața online în Republica Moldova este destul de, să zic, nu că mare, dar destul, crește destul de rapid, însă ea crește în mare parte nu prin achitările online, dar prin achitările numerar. Și aici trebuie să vedem ce trebuie de făcut ca să trecem la achitările online. Dar în prezent mai avem o tendință nouă. Cred că Banca Națională, printr-un sondaj în rândul bancherilor, ar putea cumva identifica acest lucru, dacă nu o putem face și noi, dar cred că îl vom face noi într-o viitoare cercetare sociologică, dar în prezent mai avem încă o nouă piață care cred că ar încuraja utilizarea cardului în Republica Moldova. Noi am numit-o piața plăților P2P. Deci plățile de la o persoană la altă persoană. În opinia mea, cardurile bancare vor putea substitui numerarul doar atunci când el va putea rezolva toate problemele cotidiene ale cetățeanului.
Cetățeanul nostru în prezent mai are nevoie de enumerar, deoarece o sumedenie din relațiile lui sociale nu pot fi rezolvate cu cardul, inclusiv atunci când faci comenzile online. În prezent noi avem cel puțin 3 situații majore care cetățeanul nostru este încă, să zicem, într-o dificultate cu cardul. Prima este plățile în interiorul familiei. Nu plățile, dar transferul în interiorul familiei, că nu este plată. Familia are un buget mai mult sau mai puțin comun și există o relație când soțul dă bani soției, soția dă bani soțului, soțul și soția dau bani copiilor. Dacă ar exista un mecanism mai bun, este în prezent, băncile oferă aceste soluții, poți face achitările, mai ales că acum spate cu telefonul mobil, dar tot ce avem nevoie este să încurajăm ca plățile în interiorul familiei să fie efectuate de către părinți, între ei, părinți, copii, prin intermediul cardurilor bancare, prin intermediul non-numerarului. Până ce în relațiile în familie domină numerarul și nimeni n-a spus că numerarul e mai bun ca plățile cu cardul. Dacă vom realiza într-un viitor o cercetare, nu m-ar mira dacă răspunsul ar fi că banii care circulă în interiorul familiei de la un membru la altul, în proporție de 99% este numerar. Ceea ce trebuie să ne gândim noi, cum să reușim să dezvoltăm relațiile în familie ca banii să circulă de la unul la altul prin intermediul cardurilor bancare. Al doilea, transferul sub formă de împrumut spre și înspre persoana fizică. Noi estimăm că la ziua de astăzi volumul de împrumut care îl au cetățenii Republicii Moldova, volumul împrumuturilor neformale care îl au de la rude și prieteni, este undeva la nivelul de 10 miliarde lei. E mult sau puțin? Este egal cu tot volumul de împrumut pe care cetățenii noștri îl au de la sistemul nebancar. Aceste împrumuturi iarăși pot fi încurajate ca să fie efectuate prin intermediul cardurilor bancare, fie când iai un împrumut, fie când dai un împrumut. Și trei, cel mai important, relațiile de transfer între persoanele fizice care nu se află într-o relație de rudenie, atunci când ei fie procură un serviciu, fie chiar când merg la piață. Cred că aceasta este ultima, dacă ne uităm, este ultima cel mai important lucru. Dacă ne uităm atenți, spre exemplu, în anul 2022, dacă ne uităm în datele statistici care au apărut săptămâna aceasta, vom observa că anul acesta avem o tendință foarte interesantă. Din cauza creșterii prețurilor, din cauza sărăciei populației, avem o migrație de la comerț organizat spre comerțul neorganizat. Dacă ne uităm atent, volumul real de vânzări de bunuri în magazine în acest an înregistrează o ușoară scădere, iar la piață înregistrează o creștere. Deci ceea ce înseamnă că banii noștri cumva de pe sistemul unde ar avea o șansă să fie efectuate transferuri, plăți cu cardul în magazine, scade și merge în favoarea celor care merg la piață. În prezent este foarte ușor ca să implici populația în tranzacție dintre două persoane fizice fără a utiliza numerarul. Deci banii sau cardul trebuie de văzut ca o formă completă de plată. În concluzie, piața cardurilor bancare în Republica Moldova a ajuns la 120 de miliarde de lei. Avem 35 de miliarde de lei total achitări cu carduri către cetățenii Republicii Moldova, ceea ce după mine este o cifră pur și simplu fantastică, avem peste 30% din suma totală, deci dacă luăm și în țară și peste hotare. Și trei, cardul bancar vine în viața noastră, el încă nu este văzut ca un sistem suficient de plată. Cetățenii noștri în relațiile lor sociale, și am dat exemplu, în familie, relații de împrumuturi și relațiile cu alte persoane fizice, cetățenii noștri privesc încă destul de suspect cardul, privesc încă destul de suspect plățile nu în numerar și oameni până ce încă mai folosesc tradițional banii în numerar. Recomandarea mea este că autoritățile statului trebuie să gândească cum ar putea, inclusiv prin educație, prin campanii de educare publică, să explicăm cetățenilor noștri că plata fără numerar este la fel de simplă, este la fel de comodă și cu mult mai securizată decât plata numerar, lucru care pur și simplu ne va ajuta ca într-un viitor apropiat noi
de ce să mai spunem și încă un lucru? Zidem, noi am și costurile necesare de întreținerea hârtiilor pe care le mai avem în prezent în buzunar. Până aici și până data viitoare, la o altă ediție, când vom discuta alte subiecte de importanță națională.